Imaginile de pe litoral sunt apocaliptice, mai ales în Vama Veche, unde șuvoaiele au rupt plaja în două. Pe zi, dezastrul rămas după potop i-a șocat pe localnici și pe turiști. Mașini luate de apă și răsturnate pe plajă, restaurante, terase și baruri distruse. Totul în zonă arată ca după cutremur. La 3 noaptea am ieșit din mașină și când am deschis ușa cu lisanță, apa a intrat deja, apa a crescut și a început să împingă. M-a și luat viitura, m-a trântit, m-a făcut job. Și aici. Imaginile din această dimineață sunt absolut ireale. Plajele pur și simplu pe toată coasta dintre Vama Veche și 2 Mai arată ca și când a fost cutremur, s-au despărțit terenurile și s-au creat șanțuri extraordinar de adânci. De 40 de ani de când vin în Vama Veche, pot să spun că nu am trăit niciodată așa ceva. Toată plaja trebuie curățată mai întâi și apoi refăcută. Un excavator a fost trimis în zonă. Oamenii își evaluează pagubele în Vama Veche, care a rămas și fără curent electric. A plouat foarte tare seară și două zile de fapt la rând. Aici era o magazie, nisipul era până la nivelul ăsta, a măturat tot. Noi încercăm să mai salvăm ce se mai poate salva, o umbrelă, un șezlong, un astea și pe aceea cred că cu un excavator să ia tot gunoiul. Sunt câteva mii de euro, dar na, ne asumăm când lucrăm cu fenomene naturii. Ploile torențiale care au căzut pe litoral timp de mai multe ore în cursul nopții au adus cantități uriașe de apă. În 24 de ore au căzut 225 de litri pe metru pătrat în Mangalia, 145 în localitatea 23 August, 118 la Tuzla și aproape 55 în Constanța. Astfel de cantități au mai fost înregistrate în 2004, tot la finalul lunii august. E ceva rău și pe stradă. Agigea, Tuzla, Costinește, Forie, Mangalia și Vama Veche au fost cel mai afectate. Peste 200 de gospodării au fost inundate, apa a intrat în mai multe case, iar mașinile din mai multe localități erau aproape acoperite de ape. La fel și în Venus, unde mașinile turiștilor cazați la un hotel din stațiune s-au umplut de apă. Am decuplat toate mașinile, le-am împins, le-am adunat toți și le-am scos cât de cât, că au fost toate mașinile acoperite peste scaune cu apă. Nu mai pornește mașina? Vedem. Ați încercat să o porniți? Nu mai avem baterie. Cum să mai plec? Deci a venit platforma, pentru că tot ce înseamnă calculator a fost inundat și s-ar putea să fie prăjit. După părerea mea, cred că e daună totală. S-am scos apa și acum am pornit-o, bine că merge. Alții au avut ghină mai mare. Știți care e problema? Se întâmplă. Sunt calamități naturale ce sunt. Dar asta e parcarea hotelului ăla. N-a venit unul să bată la uși la 3 dimineața. Domnule, scoateți dracu mașina ca să ieși afară. Potop. Deci de la ora 1 noapte așa a venit ploaie puternică. Adică nu se vedea la un metru. Turiștii au încercat să iasă din hotel cum au putut, cu bagaje sau fără, prin apă, ori ajutați de bărci. Peste 800 de apeluri au primit pompierii de la ISU Dobrogea de la oameni care cereau ajutor. Încă de azi noapte au ieșit pe teren în cele 15 localități puternic lovite de inundații. În localitatea Amzacea, greu lovită de potop, pompierii au salvat o femeie și doi copii din casa înconjurată de ape. Forțele de intervenție au avut nevoie de o barcă pentru a putea ajunge la cei trei. De seara trecută și până în prezent, pompierii constanțeni au intervenit la 207 misiuni, fiind vorba despre 61 de persoane salvate, evacuate din calea apelor, care au fost aduse în zone de siguranță, și 177 de misiuni de evacuare a apei strânse în urma inundațiilor. Fiind aici vorba despre imobile, beciuri, subsoluri, gospodării, magazine, hoteluri. Peste 300 de pompieri sunt la datorie în teren, cu aproximativ 24 de mijloace. Patru mesaje roalert au fost emise în județul Constanța în urma avertizărilor imediate, cod roșu de la miezul nopții și până la 7 dimineața.
Până în 10 am avut discuția azi noapte cu primarul. I-am readus aminte că este obligația autorității locale ca în primele 72 de ore să asigure condiții de cazare pentru astfel de probleme. Oamenii de aici, turiștii care au mașinile stricate, sunt inundate de apă. Ce se poate face pentru ei? Din acest punct de vedere, legislația în domeniu nu prevede despăgubiri sau alte compensații similare. Meteorologii au explicat de ce au căzut cantități atât de mari de apă. Vorbim de un ciclon care s-a generat în ultimile două zile în zona Mării Negre, susținut în altitudine de o pătrundere mai rece, și el a rămas blocat aici. Și așa cum se întâmplă în situațiile acestea, e adevărat că ele pot apărea o dată de două ori, nu tot timpul, dar când apar, produc cantități de apă foarte mari, pentru că practic acel ciclon ia toată umezeala, o ridică de deasupra mării și o aduce în zonele limitrofe. Așa s-a întâmplat și noaptea care a trecut. Am avut intensități ale ploii diferite, de exemplu vorbim de zona Mangaliei, unde am astăzi cea mai mare cantitate, și anume 225 de litri. Au avut diferite variații ploaia, dar în momentele în care aceasta a fost mai intensă și am avut intensități mari ale ploii, s-a venit cu acele coduri roșii de nowcasting. Ciclonul care va migra către Grecia și Turcia în zilele următoare i-a speriat pe unii turiști care s-au încolonat pe șosea și au plecat mai devreme spre case. În schimb, alții mai curajoși au ieșit pe plajă. Până mâine, pe litoral, este în vigoare o avertizare cod portocaliu de ploi, iar în sudul județului Constanța, pericolul inundațiilor este maxim, avertizează hidrologii. Este acum situația pe litoral, acolo unde potopul de azi noapte a distrus plaje și a inundat străzi, case, hoteluri și mașini, ne spune colegul meu, Marius Popescu, în direct din stațiunea Venus. Marius, cât de vizibile mai sunt urmările potopului? Bună ziua, vizibile sunt urmările, pentru că iată aici unde ne aflăm noi, în stațiunea Venus, pompierii se luptă de ore bune pentru a reuși să scoată apa din această parcare, dar și de pe străzile aflate în apropiere, numai că nu reușesc decât cu mare dificultate să îndepărteze câțiva centimetri. Ca să vă imaginați, undeva în jurul orei 2 nivelul apei era aici. Aproximativ 20 de centimetri s-au putut scoate în ore bune, și asta pentru că ne spun pompierii care intervin în stațiunea Venus, undeva în spate se află un lac și dinspre acel lac se scurge apa către stațiune și este alimentată toată această zonă. Din câte vedeți, sunt 10 de mașini în prezent aflate în parcări. Aici au fost surprinse de apă și proprietarii spun de cele mai multe ori că ar fi vorba de afectarea sistemului electric. De aceea nu pot porni pur și simplu mașinile și nu au decât să aștepte ca pompierii să scoată apa din această zonă, astfel încât și mașinile să poată fi până la urmă urcate pe acele utilaje de tractare, acele utilaje de transport, care de altfel de azi dimineață le vedem în permanență în apropierea acestei parcări și care transportă mașinile care sunt evident defecte. A fost adus aici o a treia motopompă, o motopompă care ajută evident pentru a fi scoasă apa din această parcare, însă după cum spuneam și la început, de la ora 9 până la această oră, din ceea ce susțin pompierii aflați la fața locului, s-au putut reduce nivelul apei cu 20 de centimetri. Vorbim de mulți alți zeci de centimetri care sunt încă sub apă și de aceea munca aceasta probabil că va mai continua câteva zile. Toată această apă, din ceea ce am văzut, ajunge direct în mare. Alte zone afectate în această stațiune nu am mai văzut, însă sunt alte zone ale județului Constanța care au fost afectate și din ceea ce ne spuneau cei de la ISU, din comunicările lor, se pare că și 61 de persoane au avut nevoie de sprijinul salvatorilor pentru a fi scoase din case, pentru a fi scoase din gospodării, pentru a fi transportate într-un loc sigur și pentru că vorbim despre sute de gospodării care au fost inundate după aceste ploi torențiale, care în anumite zone, din ceea ce spun hidrologii, au căzut într-o abundență atât de mare încât s-au înregistrat și 220 de litri pe metru pătrat. Vedeți că sunt persoane care și acum scot apa din mașină și au pus lucrurile la uscat. Multe dintre aceste vehicule practic nu funcționează. Se așteaptă platformele și unii speră că după ce se vor usca toate componentele mașinilor, poate vor reuși să plece cu o zonă
la fel de lovită de ploile torențiale a fost și Vama Veche. Acolo însă vorbim despre o calamitare a zonei de plajă, o zonă de plajă care a fost practic distrusă după ploile torențiale și după vântul foarte puternic. Din informațiile pe care le avem, a refulat un canal colector, au fost distruse și beach baruri, iar plaja este pur și simplu devastată de efectele scurgerilor de apă.